world rabbit horse. Salut lume, eu sunt Magic Weapon ca totdeauna și astăzi vin cu un nou episod foarte epic din Survival Games Forever Alone pe mapa Valleyside University. Practic a fost unul dintre primele mele meciuri cu capa de Optifine și eram încă fascinat de ea. Și dacă am comentat puțin cam mult despre cei de la Optifine și despre capa mea, vă rog frumos să mă scuzați, pentru că, na, știți cum e, când ai ceva la început ești foarte fascinat de acel obiect. Vreau doar să vă întreb, putem ajunge la 200 de like-uri pentru acest episod? Să câștigi singur pe Survival Games e din ce în ce mai greu cu hackerii și toți ăștia, deci m-am chinuit foarte mult pentru acest episod și aș aprecia dacă m-ați ajutat și voi. Vizionare plăcută, paftă! Hai, salut lume, eu sunt Magic Weapon ca totdeauna și astăzi am un nou episod din Survival Games Forever Alone, un episod super epic, să sperăm. Eu de obicei când joc Forever Alone scot numai chestii epice. Ok, deci Butter Hunter Raw, să vedem. Da, Butter Hunter Raw, hai să vedem. Nu, ar trebui un singur român. Nu, Master Eve, alt român. Excelent, am prins din centru, excelent, bravo Vovo Experts. Excelent, acum dacă pot să iau și o sabie. Excelent Vovo Experts, bine jucat. Acum nimeni nu știe că am sabie. E bine. Mă duc la parcare, parcation. Ok, se pare că nu e nimeni în spatele meu, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Întotdeauna mă opresc să scot și ăsta, să iau și chestul ăsta. Ce-mi place capa mea de Optifine, am cumpărat-o pe meritul meu, adică banii mei reali. Deci e normal să-mi plac așa, presupun. Totuși, gândiți-vă și voi, tipii de la Optifine se chinuie zilnic să scoată modul ăsta Optifine pentru Minecraft, ca nouă să ne meargă Minecraft-ul mult mai bine. Și totuși, mie îmi place ceea ce fac ei și îi respect pentru ceea ce fac. Ok. Am putea să facem și o sabie de iron, n-ar strica. Am și deja un flint and steel, nu sunt prea stresat. Ok, unicul meu stick. Punem la gătit în furnalele astea o carne, pentru că ne mai permitem ceva? Nu ne mai permitem. Din păcate nu ne mai permitem absolut nimic. Ce-mi plac furnalele astea, excelente sunt. Ne continuăm ruta, aveam peștele. Mă întorc eu dacă e. Mai fac și niște chestii de lemn eventual. Dar bine că îmi dai sabie de stone acum, că poate aș fi făcut niște flint and steel-uri. Ok, să aruncăm aici asta. Ok, moare lumea pe aici și să sperăm că nu vine după noi la teren aici. Mai este un chest bun aici, ăsta. Nu ăsta, cred că celălalt. Excelent, am luat și mâncare mai bună. Chestii cu care să gătesc, doar că tot n-avem chest plate. Ne trebuie un chest plate pronto, cum îmi place să-i zic. Și aici îmi place mie să mă descarc de toate chestiile care nu-mi trebuie. Să mă descotorosesc, să spun așa. Mergem înapoi să mai gătim niște mâncare, pentru că mâncarea este foarte importantă. Butter Hunter Roy în viață. Și restul nu știu sigur. Mă uit așa pentru că de obicei românii mă cunosc pe Survival Games. Majoritatea lor mă cunosc și vin după mine, mă fugăresc o grămadă, fac team, chiar dacă ei n-au făcut team de la început. Fac team doar ca să mă omoare pe mine, pentru că, na, în ochii lor eu sunt un mare profesionist. Și, na, dacă se pun toți pe mine, na, sunt mai profesioniști așa, mai profesionali. Și asta mă enervează, mă uit mereu cine e român ca să am grijă cu ei. Deja vine cineva. Ok,
Ok, punem asta și mergem să îl atacăm, pentru că este unul singur din ce am văzut eu. Cum am spus și în Survival Games Forever Alone numărul 10, o să vă spun, o să încerc să vă dau sfaturi în meciurile mele Forever Alone. O să spun exact ce gândesc și cum voi încerca să-i abordez pe toți oamenii. Am văzut un nume acolo, nu știu exact, știu că e în zona asta. Și mă duc și cercetez să văd. Bă. Ok. Am auzit de acolo ceva, trebuie să fie ceva în moment. Aha, uite-l, e unul care e cârpar. Ideea este acum să ne descotorosim cât putem de repede de el. Să ne descotorosim, ce cuvânt. Ăsta săracul încearcă să dea cu săgeți, nu prea reușește. Acum i-am dat, mi-a dat focul. Și l-am terminat, după cum ați văzut. Cu tot cu focul lui, chiar dacă... Oh, mai vine cineva. Am apucat să iau tot ce mi-am propus. Și acum încerc să fug o perioadă până mă regenerez, pentru că regenerarea e foarte importantă. Ia să-i lăsăm o mică surpriză lui ăsta. Uai, ce-a dat tipul? O fi? O avea chestii? Încercăm să fugim de el pe aici. Ok, deci tipul ăsta mi-a dat mult prea bine. Trebuie să văd să nu cumva să fie hacker. Aoleu, alți doi oameni care sper să se ia la bătaie între ei. Nu am eu norocul ăsta. N-am norocul ăsta deloc. Bun. Să vedem ce avem acum. Oh, am două diamante. Să văd dacă pot să-mi craftez ceva în momentul ăsta. Am fugit destul, cred că am scăpat de ei. Și acum cred că s-au luat la ceartă între ei. Și dacă este hackerul ăla, nu știu, am văzut că are puțină viață. Adică, nu știu, sper să se ia la ceartă între ei și să rămână hackerul cu puțină viață. Asta gândesc eu în momentul ăsta. Dar trebuie să mai văd. Trebuie să ajung cumva în centru să-mi craftez sabia aia de diamant. De asemenea, trebuie să mai golesc și inventarul, pentru că e plin de prostii care nu mă ajută. Excelent, nu-i nimeni la spawn. Repede facem sabia. Este important de asemenea să aveți inventarul mereu ordonat, să știți unde vă sunt materialele. Astea nu mai trebuie. Undiță în plus aici, nu se știe niciodată. Sper să fi murit ăla care era să mă omoare pe mine. Sper. Ok, să facem un flint and steel. Excelent. Astea le ținem așa, casca o înlocuim, nu mai avem nevoie de ea. Ok. Nu știu exact cum îl chema pe tipul ăla, dar mi-a produs o pagubă psihică destul de urâtă. Daună morală. Craftăm săgeți. Săgețile sunt foarte importante și de-aia e mereu important să le craftăm. Ok. Bun. Hai să craftăm. Facem repede niște morcoveți de aur. Două bucăți. Ne ajută. Un golden apple ne-ar ajuta în momentul ăsta, dar nu știu. Slash stat Gustav, ia să vedem. Unul din 300. Slash stat lone wolf. Și slash stat Lord Abin. 0 din 21. Bun. Au rămas numai ăștia care nu prea au șanse.
Să vedem dacă sunt team, dacă fac team împotriva mea e cam nașpa. Cam nașpa. Un pic mai mult nașpa. Ok, e bine că am reușit să supraviețuiesc. E foarte bine. Și acum ce fac eu? Mi-am organizat inventarul cât de mult am putut. Știu exact unde este fiecare piesă, fiecare chestie. Era frumos să iau ceva din centru. Așa gratis. Mi-amintesc de zilele când eram noob la Minecraft, gen... Acum câteva luni, cred că acum 4-5 luni, încă eram noob. Pentru că eu n-am prea pus accent pe survival games, filmam și de îndată ce scoteam episod îl puneam și nu jucam deloc în plus. Și cum să spun eu, atunci nu știam ce ai acest de tier 2, nu știam rute, nu știam nimic, mă duceam la nimereală, deci pur și simplu la nimereală. Singura mapă pe care știam că sunt mereu chesturi bune, că nu știam ce sale a tier 2, era Holiday Resort și am denumit-o mapa noastră, că a mea și a lui Sergiu. Mamă, ce episoade mai scoteam atunci. Eram noob, deci abia știam să ne mișcăm pe hartă și... Băi, timp de 2, fac. Timp de 2. Ok, le colecționez săgețile pentru că mă ajută. M-a nimerit. Ok, ăștia o să... Intenția ăstora este să mă omoare în momentul ăsta ca să vină deathmatch-ul mai repede. Nu le dau eu șansa asta. O să rămân aici, probabil, în centru și... Ok, hai acum să ne concentrăm la modul cel mai serios. Trebuie să scăpăm de tipii ăștia. Oa, de capul meu, ce căcat. Săgețile fac totul. Deci cu săgețile puteți să-i rupeți foarte ușor. Hai, măcar cu echipierul să îl dobor. Ah, nu mai am săgeți în momentul ăsta. Cu echipierul lui full gold. Mamă, dar mă țin și ei în săgeți. Sunt destul de low, dar și ei sunt low din toate săgețile pe care le-am dat în ei. Ok, trebuie să fac o șmecherie. Ăștia nu sunt proști deloc, nu fug deloc după mine. Asta e ocazia. Oh, ce snipe le-am dat. Oh. Auci, m-ar fi durut. M-ar fi durut să-mi iau așa snipe. Buongiorno. S-au despărțit. Nu știu ce idee, ce plan au. Probabil și-au dat un punct de întâlnire ceva. Yes, ah, frate. Of, doamne. Îmi trebuie un gard să mănânc ceva. Nu mai am regenerare. Dar sunt absolut sigur că nici el nu mai are. Ok. S-a dat refill-ul. Și ei fug în continuare. Vai, doamne, vai, ce luptă strânsă între mine și fugarii ăștia nesimțiți care fug în continuu. Bă, ăsta trebuie să-l batem. Sau ăla de gol, dar ăla de gol s-a dus și are filul nesimțitul. Gata. Da,
Oho, ce le-am dat critice peste nas. Uite-l și tu la el, uite-l și tu la el, gata, e mort. Măcar l-am terminat cu stil. Oh, avea Golden Apple și n-a vrut să-l mănânce. Ok, tot ce pot lua acum trebuie să iau chestplate-ul de iron. Încă un diamant, Golden Apple. Îmi iau resurse importante acum. Mai au o șuncă. Tipul ăsta chiar crede că îmi face ceva. Haide bă, credeam că ăla e flint. Să-i dau foc. Ok, stați să vedeți ce-i fac. Hai bă. De ce nu intră focul? Buongiorno. Dacă și ăsta, dacă și cu ăsta de gold face team ăsta împotriva mea. Aoleo, low nu. Ok, deci sunt doi contra mea. That was intense, bro. G fucking G. Am reușit și vă mulțumesc pentru vizionare tuturor. Am fost Magic Weapon și un like și un share dacă v-a plăcut acest epic episod. O să vin cu mai multe, fiți siguri de asta. Baftă! Mamă, cât ce drum e aici.